Șoferul, un tânăr de 22 de ani din Oricani, a pierdut controlul asupra volanului și a intrat cu mașina în microbuz. De acolo a venit cu viteză, era stop, noi am avut prioritate și n-am mai făcut. Da, m-am venit și s-a și cum a puțin. Da, speriat un pic, da. Și lovit, rămânem cu traume. Pe jos, 2, 3, apoi șofer, am verificat rapid dacă e șoferul bine. Dar bine a fost că el a fost foarte atent și a băgat pe pot și puteam să picăm ușa. Am venit un pic aici, aici la axilar. Colțul de la scandă. Apoi m-am ținut de el și am văzut. Nimic grav. Părinții elevilor accidentați au venit imediat la fața locului, speriați de evenimentul petrecut. Doar v-ați speriat când ați... Vă dați seama dumneavoastră, dacă ați fi părinte, cum ar fi? Ce s-ar întâmpla când știi că ai copilașul în microbus și vine un creier care nu judecă și face ceea ce nu trebuie să facă? Nu s-a mai întâmplat până acum. Nu adică... s-a întâmplat la noi așa ceva. Una mică a intrat în microbus. Da, da. Și cine a anunțat salvarea asta? Pe oamenii de pe aici. V-ați apropiat de microbuz? Ați văzut șoferul, cum era, elevii, după impact? Păi eu nu știu, eu rămas aici și a blocat, nu mai știu. Copiii s-au dat jos din microbuz, nu a vrut nimic, șoferul ele a lovit. Dumneavoastră ați fost șocată. Păi da, îți dai seama, nu mai știu ce să fac, nu pot răsui. A trecut pe lângă dumneavoastră? Păi a trecut de aici, de la casa asta. Șoferul a suferit mai multe traumatisme și a fost preluat de un echipaj smurd. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Elevi în microbuz? Bineînțeles. Și cum sunt elevii? Bine. Este vreunul rănit? Nu. Dumneavoastră, pe unde v-ați lovit? La coastă. Tânăr de 22 de ani din municipiul Uricani, în timp ce conducea un autoturism Opel Vectra cu număr de Cara Severin, ajungând la intersecție cu cartierul Preajba Mare, nu a respectat semnificația indicatorului oprire, neacordând de prioritate de trecere unui microbuz, marca Fiat Ducato, intrând în coliziune cu acesta, în urma evenimentului a rezultat accidentarea ușoară a conducătorului auto de pe microbuz. În microbuz se aflau 4 copii care nu au fost probleme cu aceștia. Pe numele șoferului începător s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.